Este un parteneriat foarte important între clubul CS Hunedoara, clubul primăriei, și două entități sportive, Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și clubul Viitorul Constanța. Noi suntem mândri de faptul că aceste două entități sportive, Gheorghe Hagi, Gică Popescu, au ales centrul nostru de copii și juniori pentru a face acest parteneriat și cred că asta demonstrează încă o dată că în cei 3 ani de zile de când există clubul s-a muncit cu seriozitate din partea antrenorilor și din partea conducătorilor acestui club. Faptul că juniorii pot fi trimiși la pregătire, la Constanța, pot să participe la turnee organizate de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, pot juca la clubul Viitorul Constanța și totodată faptul că clubul nostru va primi și bani din aceste transferuri este un pas important, un pas înainte, care demonstrează că merită să investim în fotbal, merită să investim în educație, pentru că până la urmă aceste lucruri nu duc decât la creșterea unor copii sănătoși, unor copii educați și, de ce nu, la un viitor așa cum ne dorim cu toții în municipiul Hunedoara, un viitor sănătos și educat. Încă o dată fac o invitație și părinților din municipiul Hunedoara să-și ducă copiii la fotbal, să-și ducă copiii la clubul primăriei. Este un club finanțat 100% din banii cetățenilor, ca atare nu se percepe absolut niciun leu taxă pentru antrenarea acestor copii, pentru echipamentul sportiv, beneficiază de echipament, beneficiază de masă, beneficiază de pregătire, de antrenori capabili, ați văzut foarte mulți tineri antrenori în sală, de meciuri oficiale, de turnee, așa cum și-au dorit întotdeauna. Cred că nu este niciun efort prea mare pentru a menține la standardul cât mai ridicat acest club de fotbal, acest club sportiv, până la urmă, a municipiului Hunedoara.